Dacă a fost vreodată ceva ce mi-am dorit cu adevărat să fac în OMSI, a fost să joc cu un autobuz super ca lumea, genuin de STB slash RATB. Ei bine, acum am această posibilitate. Voi juca și vă voi arăta acest superb mod făcut de tipii de la Bucharest City Bus, o echipă ce își propune să aducă Bucureștiul în OMSI, nu numai această splendidă mașină ce vă voi prezenta în detaliu absolut, dar au de gând să creeze și o hartă a Bucureștiului pentru OMSI, pe care, din ce am înțeles, vom putea juca anumite linii din oraș și îmi imaginez că nu vor recrea întregul București, din simplu motiv că ar fi o muncă titanică, dar oricum au de gând să facă acest lucru. Și pot spune că după ce am văzut mașina asta, le pot acorda o încredere destul de mare pentru că mașina asta este splendidă. Nu numai că arată la exterior exact ce trebuie să arate, da? Dar și la interior și da, ați văzut bine, are și compartimentare interioară între șofer și salonul pasagerilor și de asemenea au rezolvat și problema celei de-a treia uși, astfel încât la acest sitaro poate fi acționată din tastatură și nu trebuie neapărat să mă complic să clic de fiecare dată butonul ăla enervant. Deci, mi-au acordat posibilitatea să vă prezint această mașină la care se vede că au lucrat foarte mult. Este evident că este un proiect de pasiune. Odată ce întregul proiect va fi gata, va fi disponibil pe Steam pentru a-l putea descărca și a-l juca, da? Deci evident că au ambiții enorme, deci enorm de mari cu acest mod și ar fi primul mod din OMSI din România. Și bineînțeles e o onoare să îl arăt. Acest model, această mașină ce o veți vedea în acest vid, nu este disponibilă din păcate în acest moment pentru a fi luată și jucată. Deci tipii au fost foarte clari în sensul ăsta, m-au rugat foarte mult să nu pun la dispoziția publicului că încă lucrează la modul ăsta, atât la hartă cât și la mașină. Mașina veți vedea, în ciuda faptului că este un mod absolut superb, printre cele mai atent lucrate moduri ce am avut onoarea să le joc în OMSI până în acest moment, se vede că nu este terminată, mai trebuie lucrate anumite detalii, dar în esență arată absolut impecabil, se mișcă impecabil și este extrem de atent. Este, în primul rând, am remarcat anumite detalii ce le voi evidenția pe măsură ce vom juca, ce nu le are niciun alt sitaro, sau cel puțin nu cred că le are niciun alt sitaro în acest joc. Una la mână sau de asăturile, odată ce ne vom pune în mișcare, veți vedea. Zdrângăneala tablelor, vibrațiile în caroserie, chestii de genul ăsta, mi se par unice. S-ar putea să mă înșel, dar mi se par unice acestui mod. Nu cred că le au alte sitarouri și amintesc foarte bine de mașinile reale care zdruncină și hârdâcăie tablele alea pe ele, da? Plus, exact ca un sitaro de la STB, au acel control permanent al suspensiei pe înălțime, ce tot timpul face să fâsie și să-și regleze în mod automat garda la sol. Veți vedea odată ce pornim, e de-a dreptul comic, dar știu că așa fac și autobuzele în realitate, deci o altă notă extrem de pozitivă în materie de atenție acordată acestui mod. Foarte tare. Deci, hai să începem cu exteriorul. Ați știți, de fapt. Mai întâi luăm exteriorul, l-am puricat, după care vedem interiorul, după care ne plimbăm cu el, da? Ok, pe harta X10 Berlin suntem în momentul ăsta. Pare rău că n-am harta Bucureștiului să o arăt, dar probabil pe viitor, odată ce tipii de la Bucharest City Bus add-on vor fi destul de încrezători în eforturile lor cu acea hartă, mi-o vor da să vă prezint. Ok, deci, în esență, la exterior, skinul ăsta este perfect, adică n-aș putea numi, sau aproape perfect, din punct de vedere estetic. Știi, atenția la detalii estetice. Are sigla STB, vine în două variante ale skinului, cu sigla STB și sigla clasică de RATB. Are de asemenea un număr de București cu yay, chiar așa e, yay, YYE, da? Și bineînțeles și cu inspecția tehnică periodică făcută, evident. Am remarcat că emblemele, atât la exterior cât și pe volan, lipsesc, cu excepția acestei ștampile în vârful nasului aici. Și de asemenea am remarcat că
Această denumire a autobuzului nu este Citaro, chestia asta marcată aici, ci Sito, nu, de fapt Citiro. Ceea ce mă face să mă gândesc că tipii au încercat să nu aibă conflicte de copyright cu Mercedes. Și dacă asta e, dacă am ghicit bine ce ați încercat să faceți aici tipilor, pentru că știu că vă uitați, ar fi o idee bună să scoateți și chestia asta de aici, să o înlocuiți cu altceva, nu? Deci, nu este prima dată când văd așa ceva și emblema din spate lipsește. Nu este prima dată când văd așa ceva. Majoritatea modurilor de Mercedes au emblemele scoase din motive evidente de licensing, îmi imaginez. Și sunt numite generic, nu știu, Hamburg City Bus, de exemplu, chestii de genul ăsta. În altă ordine de idei, modul la exterior ca aspect, skin-ul arată aproape perfect, deși am remarcat că are această... Probabil nu se observă foarte clar în lumina asta, dar există o notă, o nuanță, o diferență de nuanță între partea din spate și tabla din restul mașinii, da? S-ar putea să observ... Aici nu se mai observă, s-ar putea să mi se părult mie, habar n-am. De asemenea, mașina asta vine cu stopurile clasice de Mercedes, de care dispun și mașinile ce din ultima serie ce au fost cumpărate, astea și cu aer condiționat, observați că are aer condiționat aici. În caz că v-ați întrebat, întotdeauna v-ați întrebat ce e cocoașa asta pe autobuze, asta e instalația de aer condiționat. Evident că este dintr-o generație mai recentă, cele ce au fost luate în 2007-2008, parcă, sau ceva de genul ăsta. A doua serie, prima serie nu au avut aer condiționat. Din punct de vedere al exteriorului, acest mod ca skin exterior este o reușită. Nu am de ce să mă plâng. Toate ștampilele sunt puse cum trebuie, numerotarea este făcută cum trebuie, toate detaliile ce țin de bibilele de astea de atenție sunt absolut perfect plasate, arată absolut cum trebuie modul, nu putem avea niciun fel de... efectiv nu am ce să critic la el, da? Arată superb la exterior. Acum hai să vedem și părțile de funcționalitate. Aici îmi pare rău să vă zic, dar luați o bilă gri. Marea majoritate a comenzilor exterioare nu sunt interactive, nu? Deci, încuietorile individuale ale ușilor nu pot fi interacționate, comanda de deschidere de urgență a ușii nu e interactivă, dar butonul de request pentru căruț funcționează, l-am verificat și ăsta e ce trebuie. De asemenea, nu pare să aibă buton pe undeva pe aici unde ar trebui să fie pentru comanda din exterior a ușii șoferului pentru acces. Dar hei, nu știu, s-ar putea să... Hai să zicem că e keyless entry, da? E atât de modern, e Casey, da? Are Casey. De asemenea, geamurile nu sunt cele ce le întâlnim pe modelul de București, ce are mai multe geamuri ce se pot deschide și sunt geamuri glisante. Ăsta are doar două geamuri ce pot fi deschise, două ferestre, mă rog, e impropriu spus geamuri. Și de asemenea sunt modelul cu care vine standard acest autobuz în acest joc, da? Deci de acesta rabatabil, nu sunt glisante. Dar oricum, asta este o chestie absolut minoră. Instalația de aer condiționat funcționează din câte mi-am putut da eu seama. De asemenea, trapele astea două sunt acționate de la prin telecomandă de către șofer și sunt perfect funcționale. Ușițele astea nu sunt, dar hei, haideți să fim sinceri, majoritatea acestor comenzi exterioare nu sunt funcționale la foarte multe modele de mașini în jocul ăsta, așa că nu e un punct în minus major. Deși trebuie să menționez chestia asta din simplu fapt că sunt hipercritic, nu ipocrit, hipercritic, da? Și mă bucur să vă zic că are și măruntaiele pe sub mașină făcute full, da? Deci, nu-i lipsesc detaliile. Are tot ce trebuie să aibă. O altă notă de atenție. BlueTEC 5, bineînțeles, dat fiind generația mașinii, probabil are... De fapt, putem să vedem aici. Este Euro 4, dacă nu mă înșel, cutia de viteze este... da, este ZF Ecolife cu 6 rapoarte, automată, bineînțeles, făcută de ZF, o firmă specializată în chestii de genul ăsta,
ce produc și cutiile robotizate de pe noile Loganuri, da? Și cutii pentru Audi, mi se pare că și pentru Lamborghini-uri și alte chestii de genul ăsta, deci sunt super specializați în genul ăsta de activități, în genul ăsta de componente. Numele, descrierea este în engleză și este făcută corect, da? Este City Bus, Bucharest City Bus. Evident, tipii de la Bucharest City Bus, da? Au vrut să evite să-și numească, asta e clar, au vrut să evite să numească Mercedes, da? 0530FL e modelul și are aici o descriere, un mic istoric al mașinii, inclusiv technical data, da? Engine-ul, standardul de emisii și gearbox-ul. Bun, deci exteriorul l-am terminat în mare parte, cam atât am avut de zis, foarte mișto, inclusiv faptul că scrie aer condiționat aici, este exact ce scrie și pe modelul normal, da? Cele care vin cu aer condiționat. Absolut superb. Haideți să privim salonul pasagerilor, după care vom merge în compartimentul șoferului. În mare parte, nota 10. Scaunele sunt cum trebuie să fie, sunt corect poziționate, deși pare să că există o mică diferență aici între bară și unde vine scaunul, s-ar putea să trebuiască corectată, mă gândesc. Au de asemenea aceste cititoare de card exact așa cum sunt ele în realitate. Chestia asta neagră de aici este un overlay nu foarte inspirat plasat al ceasului odată ce mașina este pornită, evident dat fiindcă în esență este o poză modelul acesta al compozitorului, dat fiindcă ăsta este un overlay ce prezintă informații, prezintă un ceas. N-aveau probabil cum să-l integreze. Țineți cont că mașina asta în esență este un work in progress, e un beta, da? Să sperăm că până vom avea varianta finală, vor putea să rezolve problema asta. Scaunele, exact cum le vedeți și în realitate, același model, tot atenția la detalii, culorile barelor, culorile interiorului, texturile în mare parte sunt perfecte, exact ce vedeți la orice altă mașină la orice alt mod bun din acest joc, deci un nota 9, nu chiar 10 pentru că are câteva mici problemuțe, cum ar fi chestia asta de aici. De asemenea, cred că mai au o problemă, ar trebui lucrată mai bine textura de pe fețele scaunelor. De acord, și în realitate sunt din plastic chiar, ceea ce îmi imaginez că vă ușurează mult munca la capitolul ăsta. Dar eu aș zice că ar trebui lucrat un pic mai, n-au reflexii, n-au nimic, nu știu. Nu știu. Oricum, nu e foarte deranjant, dar, cum am spus, hipercritic. Hei. Mi-ați cerut să vă fac review al autobuzului. Păi îi face, fraților. Ok. În esență, în afară de textura care zic eu că putea fi mai bine pusă pe scaune, textura pe jos, superb făcută, chiar cu granulele acestea ce le vedem și la mașina reală. De asemenea, toate chestiile astea sunt cum trebuie să fie, panourile ușilor, absolut tot. Gurile de ventilație sunt funcționale, adică corespund, aia corespunde sistemului de climatizare, iar astea două corespund acestor trape de aerisire. Și da, în caz că vă întrebați când vă urcați data viitoare într-un Citaro, puteți ști acum că astea sunt funcționale, nu sunt doar de decor, da? Chiar dacă nu vedeți trapa. Cititoarele de card sunt puse în pozițiile corecte, adică avem unul în față deasupra compartimentului roții dreapta față. Aici avem unul plasat central. Cel din partea din spate nu este extrem de precis plasat, e plasat pe peretele compartimentului motorului, dar ăsta este motorul, tot blocul ăsta imens, da? E plasat vertical, din cauza că trebuiau să-i facă cu podea plată. Dar în realitate ăsta vine pe bară aici, nu acolo, da? Ușa, din nou, nu pot fi accesate comenzile de urgență de control nici din interior. Un mic minus, nu este foarte deranjant. Trebuie să vă zic că sunt, pe ansamblu, foarte impresionat cu interiorul ăsta. Este de nota 10. 10 cu felicitări. Bravo vouă, l-ați reușit. Singura chestie care nu mai țin minte sigur, dar cred că nu există în realitate, sau ori fi anumite mașini, nu știu sigur, cu paravan de acesta transparent. Eu nu știu sau ori fi și nu mai țin eu minte. Habar n-am, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii.
Au paravan transparent aici, scaunele în rest sunt plasate exact cum trebuie plasate. Culoarea barelor, toate chestiile astea sunt exact cum trebuie să fie. Cameră de supraveghere acolo, afișaj de stație complet funcțional, l-am verificat. În spate nu avem cameră, dar nu cred că nici în realitate avem în spate cameră. Sau nu avem cameră în spate. Ei, și acum haideți să vă zic principala mea problemă cu interiorul. Da, este chestia asta. Compartimentarea trebuie lucrată. Nu mă înțelegeți greșit, întotdeauna mi-am dorit să văd genul ăsta de compartimentare pe un Citaro, să fie un Citaro al nostru de STB, da? Doar că evident nu e terminată. Sunt sigur, dat fiind calitatea modului per ansamblu, că tipii își vor face treaba și până va ieși full, vor termina toată chestia asta. Atenția la detalii, în rest este ireproșabilă, așa că beneficiază de toată încrederea mea că vor termina, îi vor pune ferestre și mai ales îmi imaginez că va fi o muncă destul de asiduă să legi oarecum compartimentarea, panoul ăsta, paravanul ăsta de compartimentul șoferului așa cum vine el cu autobuzul. Observați aici o mică scăpare la bara asta. Dar cred că o vor reuși să o facă până la urmă, sper. Îmi plac barele astea, îmi place atenția la detalii, nota 8 în privința compartimentării. E, pentru început e super decent, dar mă aștept la mai mult pe viitor. De asemenea, avem aici tot felul de sticăre. Bineînțeles, sticărele sunt traduse în română. Vedeți exact ce ziceam de atenția la detalii. Ireproșabilă. Ireproșabilă. Atât de mândru sunt de chestia asta, nu că aș fi făcut eu modul ăsta, dar sunt mândru pentru că niște oameni de la noi au reușit să facă nomsi acest gen de mod. Îl așteptam, nu credeam să-l fi văzut, să am vreodată bucuria de a-l juca și de a vi-l arăta. Absolut superb. Butoanele de stop funcționează în interior, cum probabil vom verifica pe măsură ce parcurgem stațiile. Și acum hai să vedem în compartimentul șoferului. Primul lucru aici, textura bordului. Aici am văzut și mai rău, dar se poate și mai bine. Acum că am terminat cu chestia asta critică, haideți să vedem restul bordului, ce din nou este absolut superb. Avem, bineînțeles, aici o notă comică, ce chiar m-a amuzat, nelipsitul pachet de țigări și, bineînțeles, cana de cafea, ce pare a fi interactivă, dar nu înțeleg exact ce face. Observați că se schimbă cursorul în mânuță, dar nu face nimic când dau click pe ea. În rest, interiorul este cel mai încărcat de butoane interior al oricărui Citaro ce l-am văzut și am văzut câteva în acest joc până în acest moment. Observați, este burdușit cu comenzi. Toate butoanele sunt funcționale, da? Deci, toate, deși anumite butoane nu pot fi controlate cu mouse-ul. Din păcate, sper că veți rezolva problema asta. De exemplu, deși pare să fie interactiv și se aude un click, butonul comenzilor pentru lumini nu poate fi acționat cu mouse-ul, poate fi acționat doar prin comenzi de tastatură. O mică notă în minus ca funcționalitate, în rest totul este perfect. Observați că interiorul este complet customizat, are toate cele trei butoane pentru toate trei ușile. De asemenea, clusterul ăsta de comenzi aferent butoanelor este diferit față de orice alt Citaro am văzut în momentul, până în momentul ăsta în acest joc. Comenzile pentru climatizare sunt plasate diferit pe celelalte Citaro-uri ce vin cu jocul sau, mă rog, din alte moduri. Fiind plasate aici pe cotieră, ăsta este plasat aici, da? Deci, evident, s-a lucrat foarte mult și mai ales ce îmi place foarte mult este că ibisul este tradus. Deci, rută, linie, destinație, clear, enter, da? Nu este ibisul în germană ce vine cu alte autobuze în acest joc, ibisul a fost tradus în română. Singurul lucru neinteractiv din interiorul ăsta este contorul de parcurs, sau cred că asta e chestia asta. Dar e de înțeles pentru că în multe alte, această situație se regăsește și pentru multe alte mașini în acest joc, vreau zic. În rest, și că nu avem aici, dacă nu mă înșel în realitate, Citaro-ul are un sistem de navigație undeva pus aici, ăsta nu are. Dar în rest, jaluzeaua merge, bineînțeles. E cel mai important lucru este să verifici dacă jaluzeaua merge. De asemenea, avem aici o jaluzea pe partea asta o altă, ce poate fi trasă în sus.
Și cam așa arată. Foarte reușit ca design. Acum haideți să îi dăm cheie și să vedem funcționalitatea. Ce ziceam de atenție la detalii? Dacă mi-ați mai urmărit alte videouri cu mașini în acest joc, probabil ați observat că, în general, cheia levitează undeva în afara contactului și așteaptă să fie introdusă în cazul sitaroului Bucharest. Acest lucru nu se întâmplă. Cheia e spawnată în momentul în care apeși butonul de start. Mai întâi introduci cheia în contact. De asemenea, o poți scoate cu o altă comandă de tastatură. După care, succesiv, pe măsură ce apeși butonul de porni motorul, trece prin etapele cheii. Accesorii. Da, ați auzit bine chestia aia. Motor. Place că și ecranul ăsta al calculatorului de bord are paraziți când pornește și demaror. Și în momentul ăsta motorul a pornit, avem și turometru aici. Ne avertizează că presiunea în sistemul de frânare nu este ok. O lăsăm să se încarce, nu este nicio problemă. Până la urmă avem atâtea lucruri de văzut. Și deja a început să-și facă de cap sistemul de autobalansare a suspensiei. Veți auzi foarte multe fâsâieli. Sper că veți auzi cel puțin, dacă am setat bine volumul, și veți vedea mașina balansând în continuu. O chestie caracteristică sitarourilor noastre, ce n-am văzut la niciun alt sitaro din acest joc. Pare că s-a făcut presiunea, am intrat pe sistemul normal al computerului de bord. Și haideți să luăm un pic la puricat bordul ăsta să-l vedem. Ibisul îl vom vedea pe măsură ce vom parcurge traseul. Avem frâna de mână clasică, bineînțeles. Hai să începem de aici. Deci, avem în primul rând controlul luminilor, ce, cum am zis, poate fi acționat din tastatură exclusiv, da? Asta înseamnă că nu vă pot arăta pozițiile, pentru că din tastatură, automat, controlul se duce pe faza scurtă. Avem trei etape. Oprit, faza scurtă și tras, înseamnă lămpi de ceață. Țin să vă zic că are niște mici scăpări. Observați? Deci, îmi place că se modifică iluminarea instrumentarului de bord odată ce luminile sunt aprinse, dar se putea mai bine lucra aici. Vedeți că overlay-ul pentru mai intens pentru poziții aprinse și overlay-ul normal al vitezometrului nu sunt sincronizate corect și atunci se vede cam nasol. Putem trece cu vederea totuși. De asemenea, butonul ăsta, partea de jos, se vede pătratul ce îl iluminează, practic, da? Deci asta putea fi mai bine făcută. În rest, bordul complet funcțional, complet bun de a fi iluminat. De fapt, haideți să facem un pic noapte, să vedem și mai bine luminile și revenim la iluminarea de zi, pardon, la timp de zi pentru parcurs. Tot instrumentarul de bord este iluminat, inclusiv display-ul ăsta funcționează, dar nu poate fi interacționat. De asemenea, avem aici controlul lămpii șoferului, spotului ăsta de aici. Și de asemenea, controlul compartimentului pasagerilor, ce este adecvat, deși nu prea se observă foarte clar sursele de iluminat. Da, lumina există, dar becurile nu prea se observă. Da, e ok. Să vedem și faza a doua. S-au mai aprins niște becuri. No, e ok. Este ceva cel puțin la fel de bine cum am văzut și în alte, cu alte mașini în alte moduri. Da? Și de asemenea, ce v-am zis, iar a corectat nivelul suspensiei. Nu știu cum să opresc chestia aia, dar e haios. Ok. Hai să vedem și din exterior cum sunt luminile. Deci, pozițiile spate, inclusiv poziții în partea superioară. Stai să aprind și, într-un mod ciudat, această mașină are două butoane de avarii. Nu știu dacă așa e și în realitate. Avem avarii și aici, avem avarii și aici. Amândouă butoanele fac exact același lucru. Astea sunt avariile. Să vă arăt și frânele. Astea sunt frânele. Și reversul. Este singura mașină din acest joc până acum care are reverse cu muzicuță, nu știu dacă auziți. Sper că se aude. Ăsta, numărul este iluminat. Și asta îmi place, mă amuză teribil de mult. Aici e o mică gafă. Observați că pare să aibă
lampă de ceață în bar aici, deși evident modelul nu are așa ceva, nu are lampă, e doar lumină. Observați? Ceea ce e destul de ok, pot trece cu vederea, dar poate că ați vrea să corectați chestia asta pe viitor. Așa. Hai să vedem și din față, din lateral, așa arată din lateral, pozițiile prezentate corect, semnalizarea laterală și din față, bineînțeles, să vedem și faza lungă. Faza lungă se observă din mașină, vedeți? Maneta se mișcă corespunzător, dar evident că privind farul propriu zis nu prea se observă mare lucru. Poate că da. Deci, luminile sunt super ok. Haideți să... Îmi place foarte mult genul ăsta de stopuri clasice de Mercedes, îmi plac. Ok, hai să luăm reversul. Luăm frână. Stingem și becul ăsta că arată destul de ciudat. Și acum putem lua și avariile. Deci, cam așa arată în mod normal. Destul de șmecher, aș putea spune. Ok. Haideți să terminăm cu prezentarea bordului, pentru că nu contează dacă e zi sau noapte. E mai cool noaptea, așa mi se pare mie. Și să parcurgem toate celelalte comenzi. Deci avem aici buton de decuplare și cuplarea ASR-ului, mod de iarnă, reglajul manual al înălțimii suspensiilor, este indicat și aici. Observați? Controlul retarderului îl vom testa pe măsură ce mergem, da, sitarurile au așa ceva, spre deosebire de alte autobuze mai proaste, dacă mă înțelegeți. Ăsta e retarder complet decuplat, ăsta e retarder permanent cuplat. Vom vedea, ăsta e retarder, dacă amândouă butoanele astea sunt decuplate, atunci retarderul funcționează pe frână, în poziție automat, practic. Vom vedea pe măsură ce vom merge. Este singurul autobuz, o altă notă de 10, este singurul autobuz ce mi-a fost dat să-l văd în acest joc până în momentul ăsta, al cărui instrumentar pentru calculatorul de bord e complet funcțional, observați? Deci butoanele astea evident că merg. Butonul de sistem merge, se schimbă, observați aici, chestii pe display. Nu știu ce sunt astea de a merge. De asemenea, butonul de info merge, nu? Și butonul de quit pentru a reveni la ecranul principal, ce arată starea ușilor, starea frânei de stație, reglajului pe înălțime și de cutia de viteze, parcare și de asemenea consumul, ce nu vă lăsați păcălezi, nu este în niciun caz 3 litri la 100, vom vedea când vom pleca de pe loc. Deci, nota 10. Cu excepția butonului de reset, toate butoanele merg. Este singurul autobuz până în acest moment ce mi-a fost dat să văd în acest joc, al cărui întreg instrumentar de bord este complet funcțional. Aici avem frâna clasică de stație, evident fiind sitarul de București, ușile pot fi deschise și închise fără să fie necesară apăsarea butonului ăstuia. Asta este controlul manual al kneeling-ului, deci feature-ul ăla se lasă pe o parte în stație, ce poate fi lăsat automat sau poate fi controlat manual. Ăsta este modul automat de kneeling, din câte îmi dau eu seama, deși face kneeling oricum, nu știu. Și ăsta e modul, nu știu, butoanele astea sincer sunt, nu știu. Deci, dacă deschidem o ușă, am deschis ușa centrală acum. Nu se lasă. Dacă ăsta e activat, atunci se lasă. Cum se lasă? Nu știu. Nu știu, știe el ce face. Dacă acum ai lăsat. Sper că nu va rămâne așa. Ba nu, se îndreaptă parcă. Nu știu, sper că nu... Sper că nu va rămâne așa, că se va îndrepta. Hai să-l ridicăm un pic. Da? Gata. I-am corectat. Ok. Ăsta, butonul ăsta activează frâna de stație, ce poate fi activată și de aici și de asemenea pâlpâie ultima ușă, nu știu exact ce e chestia asta. Să fie că poate fi deschisă ușa de către pasager, deși miramaș. Nu. Ușa poate fi deschisă numai de către șofer, da? Și ușile, bineînțeles, sunt complet funcționale, da? De asemenea,
ușa șoferului, ca și în realitate are selectorul ăsta, ce dacă îl apeși pe partea dreaptă, atunci butonul ușii șoferului va deschide numai jumătatea șoferului. Da? Dacă îl apeși partea stângă, atunci va deschide numai jumătatea pasagerilor. Exact cum se întâmplă și în realitate. Și de ce mi-a dat avertizarea asta? Ciudat, nu știu. Sper că l-am făcut ceva prostesc. Ok. Hai să vedem și cum se deschid chestiile astea din afară. Controlul ușii spate poate fi făcut din tastatură la varianta asta. Și de asemenea, requestul funcționează, observați. Mă rog, dacă mi-anulează asta aici, avertizarea. Haideți că am reușit să-l fac să meargă, n-a trebuit decât să respawnez autobuzul, lol. Și priviți, funcționează requestul de căruță aici, odată ce pornesc, ce deschid ușa față, pardon, ușa din centru. Pot da rampa jos. Am zis, pot da rampa jos. Așa. Poate urca cine dorește să urce cu căruț sau cu scaun pentru persoane cu handicap. Închid ușa la loc. Suntem buni de drum. Cam așa funcționează. Acum, haidem partea asta aici. Este controlul pentru geamul șoferului. Geamul șoferului, vedeți că este controlat electric, da? Țumburușul ăsta de aici este controlul pentru oglinzi. Nu funcționează, este singurul buton din întregul board ce nu funcționează, dar nu este problema pentru că niciun autobuz din jocul ăsta nu merge controlul ăla. Pur și simplu nu e făcut jocul de așa natură. Și aici e controlul pentru instalația de climatizare. De aici putem deschide trapele exterioare, vedeți? Moment în care va intra aer din afară pe aici. Deci, în caz că vă întrebați, nu sunt nefuncționale chestiile astea. Sunt legate de trape, de astea, de chestiile astea. Și le putem, evident, închide. Asta este ventilația pentru compartimentul pasagerilor. Sper că auziți. Asta este încălzirea pentru oglinzi, îmi imaginez, și pentru geamul șoferului. Butonul ăsta poate fi apăsat, dar nu pare să funcționeze sistemul. În mod normal trebuie să-i permită controlul pe înălțime și pe adâncime al volanului. Se pare că nu merge. Ăsta, știu că am zis că funcționează toate butoanele și acum le-am luat pe alea care nu merg. Ok, ăsta este singurul alt buton care nu merge. Nothouse ăsta, ce în mod normal ar controla posibilitatea ca să poți pleca cu ușile deschise. În mod normal mașina nu permite, dar în situații de urgență poți apăsa chestia asta, observați că e sigilat și poți pleca cu ușile deschise dacă nu ai altă posibilitate. Ăsta este controlul ventilației, complet funcțional, temperatură, ventilație, aer condiționat, recirculare, dezghețare rapidă a geamurilor și instalație suplimentară de încălzire. Deci, inclusiv butonul pentru ventilatorul suplimentar al compartimentului pasagerilor. Cel mai complet board, nu exagerez câtuși de puțin, cel mai complet board ce l-am văzut vreodată pentru un Citaro în acest joc. Cu excepția micii scăpări că nu poți controla cu mouse-ul butonul ăsta, ce îmi imaginez că poate fi corectată destul de ușor din scripting, totul este complet funcțional, poate fi apăsat, inclusiv toate butoanele calculatorului de bord sunt perfect funcționale. N-am mai văzut în niciun alt joc, cu niciun alt Citaro, nu mi s-a mai întâmplat ca toate butoanele astea să fie funcționale. Și bineînțeles, și ibisul e funcțional, după cum vom vedea în scurt timp. Bun. Cum că am stabilit toate astea, hai să mai vedem o dată ușile. Deci ușa spate, luminile ușilor funcționează. Ușa șoferului, mă rog, ușa pasagerului și a șoferului. Și ușa centrală, coborâre marcat pe ea, bineînțeles. Și le putem închide. Inclusiv butoanele de stop. Observați că funcționează. Mi se aprinde aici simbolul ăla și aici.
că cineva dorește să coboare. În realitate nu cred că e funcțional feature-ul ăsta, dar în joc este. S-ar putea să fie și în realitate, mă puteți corecta dacă greșesc. Bun. Și bineînțeles, comenzile ștergătoarelor pe maneta de semnalizare, inclusiv claxonul. Cam atâta am avut de zis, de parcă e puțin atâta, cred că înregistrez 2 ore, despre sitaroul, acest minunat sitaro de Bucarest. Haideți acum să setăm un traseu. L-am făcut pe ăla din spatele nostru să aștepte destul, mă gândesc eu, și să plecăm în respectivul traseu. Dar mai întâi vreau să facem un pic zi, să vedem și noi mai clar lucrurile. A plecat tipul ăsta. Dacă am dat timpul înainte, fast forward. Stai cu vreau să văd ce linie. Vom fi linia 115 pe harta X10 Berlin. Ce va pleca de la Nürnberger ăsta și se duce spre Wipferblinger la 12:33. Wow, avem ceva de așteptat. Nu e problemă. Ok, traseul a fost setat. Acum îl vom seta din Ibis pentru a vedea toate funcțiile. Ne arată că mai avem 32 de minute. Avem linia 11500. Ruta 1 cred că e. Către Ferblinar. Da. Am setat cum trebuie. Și acum, deci 12:33, dăm un pic mai înainte timpul, 12:32. Ok, și suntem buni de dus, sper. Deci, călcăm frâna, luăm frâna de mână, băgăm în D și am pornit, dăm semnal. Ca la un sitaro real, nu poți cupla drive-ul din neutru în drive, deci nu poți băga în viteză, în esență, fără să ții frâna de picior călcată. Mi se pare o chestie de bun simț, dar mă bucur să văd că o chestie de siguranță mă refer de bun simț, dar mă bucur să văd că acest mod respectă realitatea. Majoritatea modurilor acestui joc, modurilor de sitaro, nu au feature-ul ăsta. A, uite, a început deja doamna vârstnică să vocifereze. Hai să-i dăm aici să blocăm ușa șoferului. Și funcționează și tabela interioară, observați. Și anunțul pare să că funcționează. Suntem perfect pe timp, 0 plus o secundă sau ceva de genul ăsta întârziere. Și presupun că auziți și anunțul stațiilor. Și de asemenea că auzi și drângurile alea. Ce sunt niște, sunt destul de sigur că sunt niște seturi de sunet ce nu sunt nu sunt puse altor modele de sitar. Sau s-ar putea să mă înșel. Să fie personalizate zdrângănelele astea de tablă și chestii astea. Auziți, sper. De șuruburi slăbite. Super tare. Punem frână. Deschidem ușile. Cât de mult mă bucur. Și da, scripting-ul funcționează al pasagerilor să urce pe la toate ușile, nu doar pe la ușa șoferului. Dăm semnal. Plecăm din stație. Măi, alea sunt sincronizate stațiile. Oricum, nici dacă nu sunt sincronizate, nu mă interesează. Că mie să nu le stric dacă încerc să le sincronizez. Reflexii în cadranul ceasurilor de bord, dar bine, asta e probabil de la modul în sine standard, că imaginez că au luat tipii ăștia un mod de OMSI și l-au prelucrat ei. Adică un alt mod de, nu de OMSI, nici nu mai știu ce zic, de Sitaro. Nici nu știți cât de mult mă bucur că am ocazia. Wow, cât de mulți vor să urce aici. Veți vedea. Vedeți? Urcă pe la toate ușile. Nici nu știți cât de mult mă bucur că au făcut acest mod tipii de la Bucharest City Bus Project și că mi-au dat posibilitatea să vi-l arăt. Și sper să-l termine într-un timp relativ scurt. Da.
atât autobuzul cât și dăm semnal, plecăm, cât și harta. Și să îl puteți juca și voi, pentru că este absolut genial. Din nou, cum am zis la început, este o chestie deosebită, mi-am acordat exclusivitate să vă arăt acest mod. Nu, din păcate nu vi-l pot da. Și deocamdată nu este disponibil pentru a fi jucat. Deci este încă în fază de lucru. Dar probabil că putem fi de acord cu toții că modul este în mare parte gata. Deci cu cel puțin autobuz. Na. Am dat peste un pieton. Ce dracu căuta pietonul? L-am călcat pe bocanc? Ce-am făcut? Că nu era niciun pieton în față. Mă rog, se poate. Și mergem și așa. Da. Și mă bucur nespus de mult. Ce se aude zgomotul ăla? Se pare că nu știu ce era, dar era un zgomot ciudat. Probabil de la vânt sau ceva, nu știu. Mă bucur nespus de mult că am posibilitatea să vă arăt chestia asta. E genial și sunt sigur, dat fiind nivelul calitativ, că odată ce vor scoate și harta, care ar trebui să vină această mașină, va fi de asemenea destul de impresionantă. Nu știu ce e, se aude un zgomot. Sper să nu afecteze traseul sau ceva de genul ăsta. Ok. Ăștia comentează aici, oprim, deși nu vrea nimeni să popoare. Hei, este deosebit de realist și în privința aglomerației. Deja s-au strâns o groază de oameni. Hai să închidem ușile. Ușile funcționează super legitim. Nu avem de ce ne plânge, îmi imaginez. Și cineva vrea să coboare la următoarea stație. Vedeți ce v-am zis? Funcționează, pot acționa pasagerii și și butonul de oprire în stație. Dăm semnal, plecăm. Zic eu că am ales un traseu destul de frumos. Ce mă, acolo e altul care stă în mijlocul drumului? Ce dracu fac ăștia? S-au buguit? Alo! Ok, se pare că ăla mergea în mijlocul drumului. Ciudat. Destul de ciudat. Se aude un hușuit, dar nu știu de ce, parcă nu se auzea înainte. Sper să nu fie o problemă cu sunetul. Deschidem ușile. Nu pare să... Ah, de la geamul meu era, mă! Lol. Stai că trebuie să-l ridic. Bătea vântul. Hai că-s prost. Eu, bă, ce-i chestia asta? De la ce se aude? Ok, avem stop. Trebuie să ne asigurăm. Ne-am asigurat destul. Mergem. Gata, vedeți? S-a rezolvat. Îmi bătea vântul în geam. Pe geam. Nu știam ce e aia. Mă gândeam să nu fie un bug sau ceva. Și ca semn de respect acestui mod și a efortului ce evident că a fost depus în a-l crea, voi respecta pe cât posibil semafoarele și celelalte reguli de circulație. Nu voi face ca de obicei
să ignoră absolut complet tot ce mișcă. Place și sunetul, și sunetul manetei de semnalizare când o activezi, parcă este diferită, s-ar putea să mă înșel, dar parcă e diferită față de celelalte modele de sitar ce le vedem în acest joc. Asta e mai hârdăcuit, nu știu cum, și evident că e mai hârdăcuit, că e de-al nostru, ia. Câți kilometri are la bord? Ce? Sau nu aici scrie kilometrajul, scrie aici sus. A, scrie și aici sus. Dar 12.126? Na, nu cred. Se poate. Poate 12 milioane sau ceva de genul ăsta. Deci ăla de sus e contorul de parcurs, da? Cel puțin asta cred că e. Oprim în stație. Am zis oprim în stație. Putem închide ușa din față, că nu vrea nimeni să urce pe acolo. Și ușa din spate. Și tot se îngrămădesc pe la mijloc. Care realitate? Ok, hai să ne metăm în oglindă. Wow, cât de multe mașini. Dați-mi voie să ies din stație, vă rog. Probabil am făcut clipping prin cineva. Ok, ținem pe aici, că noi mergem înainte. A, da, fiți atenți aici. Pun frână acum. Observați R-ul ăla care se activează pe... Wow, ușor. Care se activează pe calculatorul de bord. Ăla e reductorul. Retarderul, pardon, reductorul. Asta ce înseamnă? Înseamnă că în modul ăsta automat retarderul funcționează pe frână. Când eu calc frână, atunci intră și retarderul în acțiune. Dacă apăs butonul ăsta, observați? Acum retarderul este permanent activ. Asta înseamnă că intră în funcțiune și încetinește vehiculul de fiecare dată când eu iau piciorul de pe frână. Nu de pe frână, de pe accelerație, scuze. Deci, cam așa se funcționează. Hai că mai mergem un pic să vă arăt. Deci ăsta este modul permanent on, dacă vreți. Așa funcționează majoritatea retarderelor. De fiecare dată când frâna este când accelerația, ce mă cu frâna, accelerație. Când accelerația este călcată, retarderul este dezactivat și de fiecare dată când iau piciorul de pe accelerație fără să apăs frâna, observați? Atunci retarderul intervine și pune funcționează ca o frână de motor, da? Mai puternică. Pentru a încetini mașina. Este un sistem folosit de vehicule mari, mai ales în condiții de drum în pantă, în care la coborâri pentru a amenaja sistemul de frânare normal, să nu-l ții apăsat permanent și a menține o viteză constantă în pantă abruptă să cobori. Iar acum voi apăsa butonul ăsta ce va scoate complet din funcțiune retarderul. Ați auzit bipul ăla? Bipurile alea, asta înseamnă că funcționează și sistemul de scanat tichete. Deci, este și asta o chestie. Ok, acum retarderul este complet scos din utilizare, da? Deci, dacă iau piciorul de pe accelerație, cum fac acum, nu intră în funcțiune. Dacă frânez, cum fac acum, nu intră în funcțiune. Așa funcționează retarderul pe sitarourile. Acum e complet în modul automat. Când apăsă frâna, funcționează și retarderul. Genul ăsta de control îl are sitarul, da? Pentru retarder. Deci are un control full al retarderului din butoanele alea. În cazul autocarului, spre exemplu, nu are butoanele alea de acționare, de selectare a modurilor de funcționare. Fie permanent on, fie off. Funcționează exclusiv odată cu frâna. Mamă, dar ce agitație e aici, mă?
Stați să vă deschid, ia. Stai să-i le deschid. Uite asta. Să le intre aer. Închidem ușa. Închidem și ușile spate. Se pare că s-a dereglat oglinda asta dintr-un motiv sau altul. Nu contează. Nu mai are reflexie. Nu contează. Bun, priviți ibisul. Suntem în timp. Suntem sincronizați perfect pe timp. Și bineînțeles, spre deosebire de sitarurile noastre, acest model nu este blocat la 50 de km la oră. În realitate, în momentul ăsta, sitarurile sunt blocate la 50 la oră. Am mai zis-o. Deschidem ușile. Nici nu puteți ști cât de mult mă bucură că am ocazia să merg cu mașina asta. De fiecare dată când am mers cu un alt sitaro în jocul ăsta până în acest moment, mi-am imaginat cum ar fi. Cum ar fi dacă ăsta ar fi 100% modelul STB. Și ca funcționalitate, și ca compartimentare, și ca tot. Ei bine, acum am bucuria și onoarea să joc cu mașina asta splendidă și să vă arăt și vouă. Este un mod absolut senzațional. Felicitări tipilor de la Bucharest City Bus Project. Ați făcut o muncă extraordinară cu această mașină. Este o mare mândrie pentru mine să vă prezint mașina asta și nu numai asta, să mă bucur de ce ați reușit să faceți. E un mod extraordinar de bun calitativ și este al nostru și reprezintă o mașină de-a noastră. Bine, marca nu e de-a noastră, e Mercedes, evident, dar zic mașină ce merge pe străzile noastre. Bravo! Superb! Hai să vede. Aici nu trebuie să oprim. Aici trebuie să oprim. Lol. Ok. Bă, cât de mult mă-mi place. Genială mașină. Genială mașină. Nu știu ce am făcut atunci în prima instanță, că îi se ducea... Am apăsat ceva. Pardon. Am apăsat un buton ce a început să golească circuitul de... ăsta de... aer comprimat, nu mi-explic, poate știți voi să-mi explicați ce s-a întâmplat acolo. Voi n-ați văzut că am tăiat la montaj, dar a trebuit atunci să, la început, să respawnez mașina ca să rezolv problema aia. Hai să vedem aici pe unde mergem. Încotro, bă, dar se distrează ăia acolo, tot în față. Suntem chiar în avantaj cu timpul. Suntem pe minus câteva secunde. Genial. Cum sunteți mai aici? Vă este bine? Cam mare aglomerație. Lol. Asta nu înseamnă decât că e super realist. Ok, hai. Hai să vedem. A început să meargă și oglinda asta. Oarecum. Tot nu reprezintă corect reflexia. Are un mic lag. Da, nu contează. Am închis ușile. Putem pleca. Și da. Nu poți. Merge cu mașina asta cu ușile deschise. Cel puțin nu cu ușile principale. Cu ușa șoferului mi se pare că poți merge deschisă. Cred. Dăm un semnal.
Sunt destul de sigur că ibisul nu este sincronizat cu stațiile. A, contează. Important este să dovedească că merge. Și că merge și tabelul ăsta de anunț al stațiilor. Ne asigurăm că nu vine nimic. Place că merg și compostoarele. Asta mi se pare genial. Asta mi se pare absolut genial, că merg compostoarele. Bipul ăla, ați auzit? Dar puteți să faceți mai bine în alte tipilor, puteți să le faceți și să dea eroare de 15.000 de ori pe minut. Ca să fie super realist. Stai că nu știu aici ce se întâmplă. Trebuie să opresc, nu trebuie să opresc. Trebuie să opresc. Dar ceva mai în față. Wow. Pardon. N-au vociferat, dar am mușcat un pic bordura. Hai să vedem cum se închid ușile și din spate, de pe ultimul loc ea. Ușa centrală. Și plac și fâsâielile astea. Astea nu le auzi la alte sitarouri sau unde să dorme. Sau cel puțin nu le-am auzit eu. 115 tot în față. Ok, sună bine. Plus, au repoziționat chestia asta, fișa de traseu. Nu cred că am văzut un alt sitar în jocul ăsta să o aibă pus aici. Sau există posibilitatea să nu știu eu dacă ați folosit un model de bază a unui sitaro, că sunt mai multe variante de moduri de sitaro pentru jocul ăsta. S-ar putea să-l fi folosit o variantă ce nu știu eu, sau s-ar putea să-l fi făcut voi toate modificările astea, să-mi ziceți. Eu n-am văzut la altă mașină de genul ăsta în acest joc, până în acest moment, o groază din schimbările astea. Parcă și textura bordului este mai întunecată, nu știu cum. E altfel. Hai să vedem. A, urcă și prin față oamenii. Alo. Alo. Îmi place și scripting-ul. Îmi place scripting-ul pasagerilor. Că urcă pe la toate ușile, în mod normal. Nu știu dacă e o chestie a hărții sau mașinii. Dar în mod normal pasagerii urcă doar pe la ușa din față, în jocul ăsta. Pentru că e pe modelul german. Se pare că pentru modelul german ușa din față este ușa de intrare și ușile, celelalte uși, sunt de coborâre. Aș putea spune că merge cu adevărat senzațional. Aici coboară mulți oameni. Și vom merge. Finkenstraße. Cât de bucuros sunt că pot, că pot juca modul ăsta, e incredibil. Incredibil. Hai să prindem niște viteză. Cam plictisitoare harta totuși, nu arată frumos, dar parcă nu se petrec prea multe lucruri. Hai să vedem. Mai departe, foarte pitorească zona. Îmi imaginez că iarna arăta super. Eu și iarna. Hai să-i dăm semnal. Să vedem aici.
Unde mergem? Care parte? Stânga, dreapta? Sus, jos? De fapt, nu sunt decât două posibilități. 115, tot înainte. Dăm semnal. De intrat în stație. Hai să vedem în oglinzi. Oglinda centrală s-a buguit, nu știu ce dracu are, că nu mai respectă corect chestiile. Nu mai reprezintă corect ce ar trebui să reprezinte. Ok, nu e nimeni. Să vină. Cât de mult mă bucur că am posibilitatea să joc chestia asta. Messestrasse. Messestrasse, stația următoare. Mod de o calitate excepțională. Chiar și zgomotul pedalelor se aude parcă altfel. Nu știu de ce, dar totul parcă e diferit față de un Citaro, de alte Citaro-uri ce le-am condus. Și eu zic că am condus destul de Citaro-uri în jocul ăsta, ca să-mi dau seama. Stai să oprim în stație cum trebuie. Cred că vom mai face și un traseu de noapte. Să vedem în acțiune bijuteria asta. STB. Rosnec următorul. Oare? Uite aici vom vedea dacă suntem ok sau suntem cu ibisul stricat. Eu cred că e dereglat. Nu cred că e roznec acum. No, nu e. E dereglat. Place cum se aude și când trece peste piatră cubică. Dar asta nu-i pare, nu pare să-i afecteze pe pasager, deci de ce m-ar afecta pe mine? Wow, cât sunt. Sunt destul de mulți. Sunt destul de mulți. Ușile, bineînțeles, control complet manual. Știu, trecem pe roșu. Știu că am zis că să nu trecem, dar mă gândesc că ar fi foarte plictisitor să stăm atâta la semafor și așa e un traseu destul de lung și monoton. Deci vom trece pe roșu. Am decis. Am decis acest lucru. Mai am o gură de ceai. Mi s-a uscat gura. Se putea spune că e o muncă ușoară să vorbești în continuu. Dar... îți taxează gâtul. Corzile vocale. Ok. Să vedem. Îmi place că dacă e coadă prea mare la o ușă, se duc și pe la cealaltă ușă pasagerii. Și aceeași îmbulzeală la uși, la coborât și la urcat. Ca și în realitate. Păi mă enervează, băi, mă enervează ciobanii cum stau acolo. Păi tu te lasă să ieși, frate, se deschide ușa. Oricum, nu pleacă șoferul până nu se asigură că au coborât și au urcat toți pasagerii. De ce să te îmbulzești, să nu-i lași pe ea scoboare? Sunt câte unii, frate, mamă. Ține civilizație. Așteaptă-ți rândul, lasă-i pe aia scopoare, ar fi și mai expeditivă treaba, mai ales în condiții de aglomerație. Nu te băga ca ghiolbanul peste el. Să urci tu. Da, asta e, ce să-i faci. Dacă ajungem într-o zonă centrală. În caz că vă întrebați ce este simbolul ăla în partea de jos a calculatorului de bord, este evident faptul că am trapele pornite. Deschise, vreau să zic. Ok, hai să vedem pe unde trebuie să mergem acum.
Presupun că tot înainte. Dar fiindcă nu-mi indică nimic altceva. Ia să vedem aici. Da. 115. Și nu, ușile nu le poți deschide din mers când te apropii de stație, nici dacă ai 5 km la oră. Am încercat, nu funcționează butoanele. Trebuie să fii complet oprit. Nu mai merge ca pe... Stai, unde trebuie să mă duc eu? Tot înainte. Nu mai merge ca pe vremuri în care... La mașinile veche în care deschidea sau închidea ușile din mers. Efectiv, înainte să ajungă la un stop complet. De asta probabil ați observat și în realitate că trec, cred că o secundă sau o secundă și ceva între momentul în care oprește complet mașina în stație și șoferul deschide ușile. Da, nu știu dacă o secundă și ceva, dar cred că în jur de o secundă, nu este instant sau numai devreme de oprit stație să deschide ușile. Nu pot să nu mă întreb cum ar arăta zbenguiala asta cu skinul meu. Yoroi Edition, deși îmi respect angajamentul, mi-au cerut oamenii să-l prezint vanila exact așa cum e, cum mi-a fost dat și așa îl voi prezenta. Până la urmă, sunt profesionist. Mă bazez pe profesionismul meu. Nu fac chestii de astea. Vă arăt skinul și modul exact așa cum mi-au fost date, cum sunt. Dar poate pe viitor, cine știe dacă sunt ok TP și l-au făcut, poate vom face un let's play și cu skinul meu. Cred că merge skinul și pentru asta. Ce mi l-au făcut cei de la CJ Projects cu Yoro. Ok. Cobor, au început să se rărească oamenii. Ah, de fapt, coboră toți? Nu, a mai rămas unul. Doi. Fix în ceafa ăsta am intrat. Tare. Nu știu de ce s-a eliberat în halul ăsta, îmi imaginez că mă apropii de terminus. Trebuie să merg la dreapta. Ok, sună bine. Hai să vedem ce fac năzdrăvanii ăștia, dacă nu cumva vor să treacă să-l ating pe vreunul. Da. Hoffmann von Fallersleben-Platz. Ăsta este terminusul. Și aici... Cineva văd că a făcut iar request pentru căruț. Ok, ăsta e terminusul. Am făcut-o. Am terminat-o. Ok. Deschidem ușile și ar trebui să-mi arate confirmarea. Da, am fost super ok pe toată durata. Wow, un traseu foarte lung. Mulțumesc că ați călătorit cu STB-ul și vă mulțumesc și vouă că mi-ați fost alături în această prezentare slash let's play. Sper eu destul de detaliată. O mașină superbă, bravo încă o dată, Bucharest City Bus Team, ați făcut o treabă magnifică și voi mai face conținut cu acest autobuz. Probabil îl vom vedea și noaptea în acțiune. Și iarna m-am de gând să fac mai multe ca acum, dacă am acces la mașina asta. Să vă arăt, să vă prezint, astfel încât să știți totul despre mașina asta în momentul în care o veți putea juca și voi. Mulțumesc frumos pentru vizionare. Ca întotdeauna, dacă acest video v-a plăcut și vi s-a părut informativ și util, nu uitați să lăsați un like și să considerați abonându-vă pentru a mă susține și pentru a fi la curent cu cele mai recente videouri ale acestui canal. Până data viitoare, numai bine și bye bye!
Check this.